paleții sunt atât de importanți pentru afacerea dumneavoastră, dar gestionarea lor este dificilă. Este costisitor pentru dumneavoastră să-i cumpărați pentru fiecare livrare. Prețuri diferite, calitate diferită. Și trebuie să plătiți colectarea acestora. După ce i-ați recuperat, dacă puteți face aceasta, trebuie să-i verificați, să-i reparați pe cei deteriorați și să cumpărați alții în plus. Atunci când aveți prea mulți, trebuie să-i depozitați. Atunci când nu aveți suficienți, vă dezamăgiți clienții, iar personalul dumneavoastră irosește ore întregi pentru a gestiona toate acestea. Iar camioanele care se deplasează oriunde au un impact semnificativ asupra mediului. Dar ce altceva puteți face? Este un cerc vicios și cu mai multe lanțuri de distribuție pot exista paleți în orice loc. Ei bine, există și o altă soluție. Este utilizată de companii din întreaga lume. Se numește utilizarea în comun a paleților. Companiile utilizează, la comun, echipamente standard de calitate superioară. Astfel, companiile plătesc numai pentru paleții pe care îi folosesc, în momentul în care îi folosesc. De exemplu, o companie de băuturi răcoritoare nu va avea nevoie de prea mulți paleți în timpul iernii, dar nu va rămâne niciodată fără paleți vara. Dar utilizarea în comun a paleților nu presupune numai folosirea partajată a paleților, ci și îmbunătățirea lanțului de distribuție. CEP. Împreună construim lanțuri de distribuție mai eficiente. www.cep.com